Lăudat să fie Domnul! Preoților, în seara aceasta am să am un mesaj mai scurt. Pe parcursul următoarelor câteva luni, poate nu neapărat la rând, dar din când în când, voi aborda câte un aspect legat de cursele pe care le folosește, pe care le întinde diavolul în vremea aceasta din urmă. Știți că diavolul nu a atacat niciodată în istorie cu mai mare furie ca acum. Biblia spune clar, știe că mai are puțină vreme. Să știți că diavolul știe vremurile din urmă. Nu înțelege tot, dar știe că nu mai are mult și că va fi zdrobit și nimicit. Mai rău decât la Golgota. La Golgota a fost nimicit și a fost legat într-o mare măsură în puterea lui de acțiune aici în lumea aceasta. Hristos, prin jertfa sa, a început să câștige teritorii, să mântuiască oameni. Însă vine vremea când va fi aruncat în iad și când va deveni irelevant pentru eternitate. Și pentru asta dă târcoale, răgnește ca un leu și caută să înghită, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Adică încearcă să atace acolo unde s-ar crede că n-are nicio șansă. Atât de disperat este. Seara aceasta vreau să vorbesc despre cursa unui stil de viață ateizat. Noi nu suntem atei, noi credem în Dumnezeu. Biblia spune în Psalmul 14 cu 1 și 53 cu 1, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Acum sunt oameni care nu zic doar în inima lor, scriu cărți, dau interviuri, merg în școlile publice, merg în universități și afirmă sau, mă rog, neagă existența lui Dumnezeu, spun lucrul ăsta, nu este Dumnezeu. Există însă o nebunie foarte mare, aceea de a spune în inimă, nu este Dumnezeu. Și mai subtil, să nu spui deloc că nu este Dumnezeu, dar să trăiești ca și când nu există. Știm și încercăm să păzim tinerii de cursele intelectuale ale ateismului, de filozofiile derivate ale ateismului, evoluționismul care îl exclude pe Dumnezeu ca și creator, umanismul care îl exclude pe Dumnezeu ca stăpân, relativismul care îl exclude pe Dumnezeu ca judecător și materialismul care îl exclude pe Dumnezeu ca persoană, pentru că Biblia spune că Dumnezeu este Duh. Dacă nu există nimic dincolo de material, materialismul este o formă de excludere a lui Dumnezeu. Ironic, din natura pe care a creat-o. A fi ateu înseamnă mai mult și mai profund și mai periculos și mai dureros decât a spune că nu există Dumnezeu. A fi ateu înseamnă să nu știi de unde vii. Înseamnă să nu-ți cunoști rațiunea de a exista, sensul de a fi. Și să nu știi încotro te îndrepți. Rezultatele colaterale ale ateismului, și nu numai ale ateismului ca filozofie, ci a unui stil de viață ateu, ca și când nu există Dumnezeu. Oameni care se uită în stânga și în dreapta, în față și în spate, și uită să se uită în sus. Rezultatele colaterale ale ateismului, devalorizarea vieții, crimele care se întâmplă în zilele noastre, dovedesc că viața nu mai are valoarea pe care o avea altădată. Demoralizarea vieții, promovarea exceselor, a unui stil de viață păcătos și care duce în cele din urmă la depresie. Și
Știți de ce demoralizarea vieții duce la depresie? Vreau să prezint această ecuație. Datorită faptului că oamenii își permit excese, oamenii păcătuiesc pentru ca să fie fericiți, pentru ca să se simtă bine. Și la sfârșitul unei sesiuni păcătoase, că a furat, că a mințit, că s-a desfrânat, că s-a îmbătat, orice a făcut, constată că nu este fericit, că nu e împlinit. Și atunci, satana îl păcălește și nu-i spune, ai luat-o pe un drum greșit, faci lucruri care nu te împlinesc, te distrug. Satana vine și îi spune, n-ai făcut destul, nu te-ai destrăbălat destul, n-ai băut destul, n-ai făcut destule prostii. Și urmează o escaladare a păcatului. Omul ajunge în depresie exact ca înțeleptul Solomon, înainte să-l descopere pe Dumnezeu și că totul depinde numai de puterea de a-L accepta pe Dumnezeu în viața lui, de a se teme de Dumnezeu. Și ascultați, știți ce spune? Nimic n-are sens, nimic n-are valoare. Am încercat să mă împlinesc, am încercat să fac toate lucrurile care îmi aduc satisfacție, plăcere, care pur și simplu culeg din lumea asta sursa fericirii. Și n-am reușit absolut deloc să mă împlinesc. Și pentru asta am să încerc mai mult, am să pun mâna pe putere, am să agonisesc proprietăți, am să devin celebru, am să-mi asigur posteritatea. Ca până la urmă, Solomon să spună, totul este deșertăciune, nu e nicio diferență între deștept și prost, între bogat și sărac, între om și dobitoc. Dragii mei, omul ajunge să vadă că viața este fără valoare, deșartă, fără împlinire. Și atunci intră în depresie. Denaturarea vieții, schimbarea noțiunilor și redefinirea conceptelor vieții. Devieri periculoase de la normal. Știți ce spui despre un om care spune, ei, cum se cade și într-o dată a comis o crimă? Zice, domne, sunt șocat, mă mir, n-am crezut că omul ăsta e în stare de așa ceva. De ce? I s-a schimbat natura, e denaturat. Oameni denaturați, părinți denaturați, care își abuzează, își molestează și își omoară copiii, copii denaturați care nu-și ascultă părinții și unii își omoară copiii, ucigători de mamă, ucigători de tată, lipsiți de dragoste firească, bărbați care își părăsesc responsabilitățile casei, femei care își omoară pruncii în pântece, o lume denaturată, total denaturată, denaturarea vieții. Cum poate un creștin să trăiască un stil de viață ateizat? Și aș vrea să menționez pe scurt trei lucruri. Infiltrate în bisericile noastre, infiltrate în creștinism. Și ca rezultat al acestor lucruri, în spatele lor, păcatul intră rampant în biserică, în creștinism, în viețile creștinilor, pentru că nu mai există niciun mecanism de apărare împotriva păcatului. Mulți îmbrățișează aceste teorii, mulți îmbrățișează aceste filozofii zise creștine, dar ele nu fac altceva decât să deschidă larg porțile păcatului în viața creștinului și ascultați care sunt. În primul rând, redactarea caracterului divin. Se creează un fictiv conflict între dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Dintr-o dată, Dumnezeu are așa multă dragoste că nu mai are și dreptate. Un Dumnezeu tolerant, un Dumnezeu, ama, când copilul tău strică, spargi ceva, e mic și nu știe, ți se pare caragios și se pare drăgălaș. Și le iei în brațe, chiar dacă mie copiii, eu aveam foarte mari probleme când erau copiii mici, că îmi puneam mâna pe ochelari. Întindeau, am poze, cum întind mâna către ochelarii mei și ochelarii mei erau foarte importanți pentru mine. Nu puteam fără ei. Ei, erau drăgălași, până când făceau o mișcare mai rapidă, îmi luau ochelarii de la ochi și îi îndoia.
Îi iertam, nu mă deranjau, dar mă supăram când îmi îndoia ochelarii, trebuia să-i repar. De vreo două ori s-au și rupt. Dar când au crescut mai mari un pic, aveți grijă că am dat dovadă și de dreptate, numai de dragoste, numai de îngăduință. Scumpii mei, uitați-vă, vă rog frumos, că în bisericile noastre se predică oamenilor care au stat 30 de ani pe banca bisericii exact ca alora care au intrat pentru prima dată în biserică. Păi când omul a intrat pentru prima dată în biserică, îi spui, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu te primește așa cum ești, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, Dumnezeu te tolerează, te îngăduie, te primește, te îmbrățișează, te mântuiește, pentru tine a murit Hristos, nu-ți cere nimic, nu-ți cere bani, nu-ți cere fapte, nu-ți cere istoria vieții, doar trebuie să ridici mâna că prin mărturisirea cu gura și credința din inimă se capătă mântuirea. Dar dumneata care ai stat 20 de ani în biserică, pentru dumneata am o altă evanghelie. Am evanghelia bâtei. Că dacă continui să-ți bagi joc de Dumnezeu, Dumnezeu nu se lasă bat jocorit. Pentru tine Dumnezeu are nuia, pentru tine Dumnezeu are îndreptare, pentru tine Dumnezeu are porunci, pentru tine Dumnezeu are pedepse. Și nu pot să spun ce îi spun unuia care vine pentru prima dată la biserică, pentru că Evanghelia nu ți se potrivește ție. Da, Dumnezeu și acum te iubește, dacă mărturisești și dacă părăsești păcatul și nu-l mai faci, dar dacă te bălăcești în păcat, îmi permit să spun că nici nu mai ești mântuit, că ți-ai pierdut sau mai degrabă ți-ai abandonat, ți-ai părăsit mântuirea. Redactarea caracterului divin. 2. Răstălmăcirea condiției divine. Există o condiție când e vorba de mântuire. Dumnezeu nu oferă nimic necondiționat. Dragostea lui nu e necondiționată, binecuvântările sale nu sunt necondiționate, promisiunile lui nu sunt necondiționate. Nici odată în istorie Dumnezeu, într-un legământ, într-un contract făcut cu omul, n-a oferit ceva necondiționat. Condiționat, rețineți, nu vă lăsați încurcați în mintea voastră, băgați în confuzie de oamenii care spun dragostea necondiționată. Mi-au plăcut cântările astea, că-s doctrinare, teologice, sunt corecte din punct de vedere biblic, dar să nu vă formați teologia după tot felul de cântări care se cântă în ziua de azi, dragostea necondiționată, dragostea nemăsurată, harul nemăsurat, nu se mai termină niciodată, nu e adevărat. Nu este adevărat. Dacă atunci când se redactează caracterul divin, se subliniază conflictul între dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, negociind un Dumnezeu tolerant, în răstălmăcirea condiției divine, apare conflictul între credință și fapte. Dacă vă uitați în Apocalipsa pe ultima pagină a Bibliei, Biblia spune acolo, vorbește de două concepte, conceptul pomul vieții și apa vieții și spune, veniți și luați apa vieții fără plată, dar la pomul vieții, ca să ai acces să intri în cetate la el, fiecare va fi judecat după fapte. Or, este iarăși un conflict fictiv, neadevărat. Când vii la Hristos, Hristos nu-și cere fapte pentru că ar însemna să-ți cumperi mântuirea prin fapte. Prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar versetul 10 nu-l mai cintim nici în ruptul capului. Ați fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblați în ele. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră, ca să demonstrați că ați fost cu adevărat pocăiți și mântuiți. Ei, ce creează această răznălmăcire a condiției divine? Un Dumnezeu abstract, un Dumnezeu care e un abur, care n-are nimic concret pentru viața ta, care nu-ți spune cum să trăiești, care nu-ți oferă niciun fel de șablon al vieții.
Nu contează faptele tale, dacă crezi, dacă vii duminică la biserică, dacă ridici mâna în sus, dacă vii la altar, dacă plângi, dacă spui că îți pare rău. De luni te poți apuca de la capăt de stilul tău de viață păcătos, că mai ai o duminică în care să poți să vii să te căiești și pe urmă iarăși o săptămână în care să păcătuiești și tot așa până în rai. Fals. Dumnezeu nu e un Dumnezeu abstract. Dumnezeu are niște principii pentru viața ta. Dumnezeu îți spune ce să faci și ce să nu faci. Am făcut o socoteală odată, am citit toate epistolele lui Pavel, că m-a deranjat foarte mult că oamenii îl consideră campionul liberalismului, că luptă împotriva legii, luptă împotriva legii rituale, luptă împotriva mâncărurilor, luptă împotriva tăierii împrejur, luptă împotriva sabatului, luptă împotriva jertfelor. Nu luptă împotriva legii morale și caritabile, însă m-am uitat că, mai ales în mediul american și a fost împrumutat în mediul românesc, domne, ne-am enervat tot ascultând predicatori care ne spun să faci, să faci, să faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci. Do's and don'ts. În Dumnezeu nu există do's and don'ts la oamenii ăștia, în teologia lor. Și știi ce am observat? Că dacă scoatem do's and don'ts, ce să faci și ce să nu faci din epistolele lui Pavel, le-ai scos complet din Scripturi. Le-ai scos complet din Scripturi. Toate epistolele lui Pavel, de la început până la sfârșit, sunt despre ce avem voie să facem și ce n-avem voie să facem. Pentru că Dumnezeu nu e un Dumnezeu abstract care să te lase la voia întâmplării, să te lase în voia dorințelor tale, pornirilor tale, înclinațiilor tale. Dumnezeu nu e un Dumnezeu abstract ca fiecare să umble cu Dumnezeul lui de buzunar și ce-i convine lui, aia face, așa trăiește. Nu! Răstălmăcirea condiției divine, în al treilea rând, retractarea consecințelor divine. Aici este vorba de conflictul între liberul arbitru și predestinarea noastră. V-am mai spus și repet, liberul arbitru înseamnă că Dumnezeu ne-a dat voie să ne alegem stăpânul. Și există un singur liber arbitru. Odată ce ai ales stăpânul, a intrat într-una dintre cele două predestinări. Dacă l-alegi pe Dumnezeu, nu mai faci ce vrei. Dacă l-alegi pe diavolul, nu faci ce vrei. Ți se dictează cum trăiești. Devii robul cuiva care execuți de la A la Z tot ceea ce îți dictează stăpânul tău. Dar înainte să ai un stăpân, ai dreptul să-l alegi, pe Hristos sau pe diavolul. Pe Hristos, care te duce la neprihănire și rezultatul neprihănirii este viața, pe diavolul, care prin păcat te supune, rezultatul final este moartea și pedeapsa veșnică, iadul. Frați și surori, când vorbim despre redactarea consecințelor divine și conflictul liber-arbitru și predestinare, ceea ce scot oamenii afară din teologie sunt consecințele acțiunilor noastre. Am spus, liberul arbitru, dacă l-ai ales pe Hristos, consecințele sunt mântuire, sfințire, viață veșnică, rai. Dacă nu l-ai ales pe Hristos sau l-ai ales pe cel rău, consecințele sunt foarte clare. Păcat, depravare, moarte și veșnicie în iad. Sunt consecințele naturale ale deciziilor noastre. Noi trăim într-o lume a unui Dumnezeu irelevant. Pentru că dacă eu mă duc la copilul meu și îi spun, ascultă-mă, du gunoiul. Și el se uită la mine și spune, nu vreau. În momentul în care îl las de capul lui și nu-i mai spun nimic, am devenit un părinte irelevant. Nici nu mai are rost să-i spun să facă ceva sau să nu facă ceva. Și atunci ce-i spun? Băi, Vasilică, Mercică, Ionică, ascultă aici, du-te mă și du gunoiul, că dacă nu, ți-l pun în cap. Cum reușești să-ți impui autoritatea și punctul de vedere până și în fața copiilor tăi? Știu de frică, știu de consecințe. Du-te și fă și tu ceva în casă. Păi dacă cine, Biblia spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce, că dacă nu, nu stai la masă și nu mai mănânci. Copiilor noștri le-ar place un mămica și un tăticu care toată ziua, bună ziua, să le dea bombonele, să le dea ciocolățele, să le dea mașinuță, să le dea îmbrăcăminte, să-i ducă la store, să-i mângâie, să-i iubească și, pe urmă, să-i lase în pace.
Nu merge așa. E, în viața de... Nu mai vorbesc, sunteți business, mai afaceriști, aveți afaceri, aveți companii. Ia gândește-te tu că vine angajatul tău, după ce i-ai dat salariu, știi? Și spui, du-te la adresa cu tare și instalează lucrul cu tare. Și eu spun, lasă-mă, azi n-am chef. Ce îi spui? Auzi, du-te și tu când vrei, dacă poți, dacă nu, nu e nicio problemă. Vino luna viitoare să-ți mai dau încă o dată salariu. Așa faci. Fără consecințele acțiunilor noastre suntem irelevanți. Și ei au creat un Dumnezeu irelevant, care ne spune, măi, pocăiți-vă, măi, nu vă omorâți, măi, nu vă mințiți, măi, nu vă înșelați, măi, nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia. Și vine predicator și spune, vă crezi că Dumnezeu este așa de rău, ne arunce pe noi în ea, nu e adevărat, pedepsele nu vin de la Dumnezeu, astea sunt lucrurile celui rău, nu, fraților. Dumnezeu nu se lasă batjocorești. Ce înseamnă să-L batjocorești pe Dumnezeu? Să-i spui nu și să nu crezi că poate să-ți facă ceva. Și e adevărat, Dumnezeu e răbdător că spune Biblia și oamenii profită de această bunătate a lui Dumnezeu. Spune Biblia din cauza că Dumnezeu nu aduce la îndeplinire hotărârile Lui de judecată, de aceea inimile oamenilor sunt îndreptate tot mai mult spre rău. Pentru că dacă Dumnezeu l-ar trăzni în secunda în care a mințit, ar transpira înainte să mintă. Dar pentru că nu vine judecata imediat, oamenii au ajuns la concluzia că avem un Dumnezeu irelevant. Cum i-a păcălit în Eden? Cum i-a păcălit în Eden? Le-a spus, stați liniștiți că nu veți muri. Dumnezeu nu are consecințe drastice pentru voi. Și din păcate, pentru că ei n-au înțeles moartea spirituală și n-au înțeles că a intrat moartea în genetica lor, Adam și Eva au trăit ca niște oameni cu un Dumnezeu irelevant. Știți când s-au trezit la realitate? Când au văzut moartea fiului lor, Abel. Atunci au constatat consecințele păcatului și au dat seama ce blestemății au băgat în lume, ce ușă către nenorocire au deschis prin neascultare. Ce se întâmplă când un om crede că are un Dumnezeu tolerant, un Dumnezeu abstract care nu-i spune ce să facă sau ce să nu facă și un Dumnezeu irelevant? Dacă nu faci ca el, tot aia e că nu se întâmplă nimic. Vă spun eu, fraților, Dumnezeu ăsta nu există. Dumnezeu ăsta nu există. Și dacă crezi aceste lucruri, ești ateu. Crezi într-un Dumnezeu care nu este. Dumnezeul adevărat este plin de dragoste și este drept. Dumnezeul adevărat te mântuiește prin credință și îți cere fapte. Dumnezeul adevărat, dacă l-ai ales, faci ce zice El. Dacă nu faci, te arde. Ei, spuneți-le la toți, că a zis Ionescu, că Dumnezeu te pândește dacă nu-L asculți și te arde. Să vedeți cum sar liberalii imediat, înnebunesc, fac spume la gură exact ca băiatul ăla și încerc să spună, nu, că Dumnezeul nostru e plin de dragoste, ce iar a venit Ionescu cu prostii. Nu! Nu îi lăsați pe oamenii ăștia să vă învețe să credeți într-un Dumnezeu care nu există. Și mulțumiți-i că e așa, că vă aduc aminte ce spune în Corinteni. Când Dumnezeu vine și ne altoiește și ne pălmuiește și ne nuielește, o face ca să nu ne judece odată cu lumea. Zii mersi lui Dumnezeu pentru nuielile pe care ți le trage aici pe pământ, că dacă ți le trage, se poartă cu tine ca cu un fiu. Teme-te când Dumnezeu nu-ți mai spune nimic și nu te mai altoiește. Tu trăiești cum vrei și Dumnezeu te lasă în pace, în voia pornirii tale. Înseamnă că te-a dezmoștenit, înseamnă că nu te mai recunoaște de fiu. Câtă vreme Dumnezeu te recunoaște de copil, Dumnezeu răsplătește neprihănirea și Dumnezeu pedepsește nelegiuirea. Acum, nu în toate situațiile, durerile, necazurile și bolile noastre sunt rezultate ale pedepselor divine. Dar tu știi bine ce fel de viață trăiești. Și dacă te-ai depărtat de Dumnezeu și dacă l-ai batjocorit pe Hristos și sângele pe care l-a vărsat pentru tine,
și ți s-au unecat corăbile și ai dat de greu, fii fericit că Dumnezeu te bagă în seamă. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și tot Pavel în Roman spunea, ia aminte la bunătatea, dar și la asprimea lui Dumnezeu. Și bagă de seamă că dacă stăruiești în această neascultare, dacă ramurile legale pe care Dumnezeu le-a rânduit de drept să fie acolo, în tulpină, e vorba de Israel, au fost tăiate și aruncate, cu atât mai mult tu, care ai fost adus acolo prin dragostea lui Hristos și prin jertfa lui Hristos, dacă nu stăruiești în ascultare și în neprihănire, vei fi tăiat și tu. Ăsta e Dumnezeul adevărat. Dacă crezi în El și dacă îl cunoști, nu ești ateu. Dar dacă crezi lucrurile despre care am vorbit mai devreme, îți spun ce se va întâmpla. Vei deveni neveghetor, îți vei pierde vigilența și vei bea păcatul ca apa, pentru că nu vei avea teamă de Dumnezeu. Un evanghelist mare s-a dus la un om căzut în pușcărie. Fusese și el mare pe vremuri. Și l-a întrebat, ce ai pățit? Nu l-ai mai iubit tu pe Domnul Iisus? Și spune, ba da, îți spun ce am pățit. Nu mi-a mai fost teamă de el. Nu l-am mai respectat, nu m-am mai temut de Dumnezeu. A nu te teme de Dumnezeu înseamnă să fii ateizat, să trăiești ca un ateu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Știți ce, fraților? Uitați-vă, vă rog frumos, că am ajuns până în momentul de față, în viața de credință. Uneori șontâc, alteori târându-ne, alteori pe munte, cum se spunea mai devreme, alteori în vale. Dar încă suntem aici și în seara aceasta Dumnezeu nu neagă sub nicio formă și nu renunță la iubirea Lui față de noi. Dar în dragostea Lui ne cere ascultare. Ne cere ascultare totală, ne cere o supunere absolută, pentru că dacă e Dumnezeu, n-are cum să nu-și exercite autoritatea de Dumnezeu asupra poporului său. Știți ce spunea Israelului odinioară? Boul își cunoaște stăpânul și cunoaște ieslea, știe drumul, știe pe un soia, știe unde să intre și știe ce să facă, dar poporul meu nu mă mai cunoaște ca Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la Dumnezeul adevărat în seara aceasta, să-i mulțumim că ne iubește, să-i mulțumim că ne primește și să-i spunem, Doamne, știu cine ești, știu că-ți aparțin, știu că ai pretenții de la viața mea, mă pocăiesc, pentru că să știți un lucru, Dumnezeu niciodată nu respinge pocăința, n-a respins-o nici măcar pe a lui Ahab. Haideți să venim înaintea Domnului în rugăciune, să cerem de la El putere de ascultare și de împlinire a cuvântului și poruncilor sale.